Am revenit la Infomedica. Vă reamintesc că astăzi ne aflăm la Clinica Oftalmologică Gauss, recent deschisă în Piatra Neamț, chiar în centrul orașului, și stăm de vorbă cu doamna doctor Oana Chelaru Postolache, care se ocupă împreună cu soțul dânsei îndeaproape de această clinică, care a pus bazele acestei clinici la Bacău și apoi a adus-o și la Piatra Neamț, așa cum ne-ați povestit în prima parte a emisiunii. Ne-ați vorbit despre afecțiunile copilului și vreau să vă întreb câteva lucruri și despre, ne-ați spus despre vicii de refracție, strabismul, am rămas la el, parcă, cum e cu... Strabismul, în principiu, e împărțit în două tipuri. Strabismul congenital, și care apare la naștere, și strabismul care apare asociat cu hipermetropia. După cum spuneam, o hipermetropie necorectată, odată că duce la nedezvoltarea vederii, dar în același timp, din cauza efortului pe care copilul face în încercarea de a-și clarifica imaginea, apare o deviere a globilor oculari, care poartă de numele de strabism convergent. Și, în general, strabismul convergent apare în jurul vârstei de 2-3 ani, trebuie corectat prin ochelari. Dacă nu, ochiul nu se îndreaptă sub ochelari sau se îndreaptă doar parțial, diferența de deviație care rămâne trebuie corectată prin intervenție chirurgicală. Cealaltă categorie de strabism o reprezintă strabismul congenital, în care ochiul este deviat de la naștere, fie spre nas, strabismul convergent, fie spre în afară, strabismul divergent, și în principiu el se operează la vârste mici. Nu așteptăm ca, virgulă, copilul să facă 3-4 ani. După care urmează acea terapie de dezambliopizare, dacă noi constatăm că ochiul nu are vederea dezvoltată, și ulterior, după repoziționarea în poziție corectă a globilor oculari, fie prin ochelari, fie și prin ochelari și prin operații, fie doar prin operație, ulterior învățăm ochii să lucreze împreună, pentru că la un pacient cu strabism ochii lucrează independent unul de celălalt. Deci nu sunt cum Da. sunt celelalte organe pereche. În cazul că se întâmplă și minunile astea, din păcate, traumatisme sau altfel de accidente în care globul ocular poate fi afectat, eu știu, copilul poate pune și anumite substanțe în ochi sau ce trebuie urmărit, care sunt Vorbim de problemele. copii sau Vorbim de de... copii aici, da. Păi, iarăși împărțim în contuzii oculare. În contuziile sunt leziunile oculare care în care nu, globul ocular rămâne relativ integru, și aici pot fi lovituri de diferite feluri, ce ar mai fi ca traumatisme posibile ale copilului, arsuri, își introduce diferite substanțe în ochi, își introduce corp străin în ochi sau sunt introduși din greșeală. Da. Și, mă rog, la arsuri, gestul de urgență este în a spăla ochiul cu ser fiziologic, după care repede la doctor și pus diagnosticul și tratat. La corp străin trebuie efectiv scos din ochi, depinde la ce nivel este ajuns acel corp străin. Contuziile, iar sunt de diferite grade, depinde ce parte a ochiului este afectată și în ce grad. La traumatisme, traumatism deja numim atunci când există o soluție de continuitate la nivelul ochiului, și în general în traumatisme se intervine chirurgical. Și toate reprezintă o urgență. Deci toate contuziile, acum un părinte nu își poate da seama cât de grav sau mai puțin grav este, și atunci cel mai bine trebuie venit în ziua respectivă la medic. Bun. Dacă ar mai fi ceva de completat în cazul copiilor, dacă nu să trecem și la așa, adulți, că astăzi sunt multe vorbim de spus, da. în general și în emisiunile viitoare vom vorbi mai în particular despre și despre operații. Cred că o să-mi fac o deosebită plăcere să vin Da. În blocul operator. Bun, o problemă foarte des întâlnită este cataracta. Da. Cataracta este în general apanajul vârstei a treia. Cataracta de obicei apare după 60-65 de ani la majoritatea populației. 85% din populație ajunge să facă cataractă,
ce înseamnă cataractă. Noi, în interiorul ochiului, avem o lentilă care se numește cristalin, care focalizează lumina către retină, către fundul de ochi. Ei, și această lentilă își pierde gradat transparența odată cu vârsta, îngălbenește, spunem noi, îmbătrânește, devine din ce în ce mai opacă până se albește de tot cristalinul. Și atunci lumina trece din ce în ce mai greu prin această lentilă sau la un moment dat nu mai trece deloc și pacientul constată că e o problemă. În general, când apare cataracta, pacientul observă că nu mai vede clar la distanță. Vede greu noaptea, vede greu în lumină puternică. Culorile le vede deformat, le percepe altfel. În general, e o scădere a acuității vizuale. Și ei se prezintă la doctor. Sau uneori determină modificarea dioptriilor. Tu ai o dioptrie, să zic o dioptrie cu plus, și observ că acea dioptrie scade. Din plus 3 ajungi să ai plus 2, ajungi să ai plus 1, 0, minus 1 și te întreb ce se întâmplă. De fapt, se produc modificări în transparența cristalinului care induc această modificare a viciului de refracție. Și în general, tendința în toate țările industrializate, moderne, unde controlul profilactic este obligatoriu și în general în țările capitaliste, dacă primești indicația de intervenție chirurgicală pentru cataractă și nu o respecti, atunci pierzi asigurarea medicală de care beneficiezi. Deci condiția este ca în momentul în care vederea scade sub 50% să vii să te operezi de cataractă. Ori la noi lucrurile nu stau chiar așa, deși ajung să vadă chiar 20%, chiar 10%, lor li se pare că e o vedere... Da, și li se pare că e o vedere destul de bună pentru ei, ei se obișnuiesc cu acea vedere mai scăzută și își fac treburile casnice, reușesc și le facă și atunci nu prezintă pentru ei un interes deosebit operația, decât în momentul în care vederea scade dramatic. Dar pacienții nu știu că, de fapt, odată cu această pierdere progresivă de claritate a cristalinului, el devine și mult mai dur. Și atunci, mult mai ușor operezi o cataractă într-un stadiu mai incipient decât o cataractă ajunsă în stadiu final de dezvoltare. Asta e problema și atunci riscurile care pot apărea în timpul intervenției chirurgicale sunt mai mari dacă vii într-un stadiu mai avansat. Inflamația postoperatorie a ochiului este mai mare. Deci pacienții ar trebui să înțeleagă dacă au șansa să ajungă la o consultație și să primească un diagnostic de cataractă și în același timp un diagnostic de adică o recomandare pentru intervenția chirurgicală să nu amâne. Asta este sfatul meu. Operația... Sunt forme de cataractă care pot fi și care nu pot fi operate? Nu, în general pot fi operate toate formele de cataractă. Noi românii suntem antrenați de obicei cu cataracte destul de dure, deci străinii rare ori au de-a face cu asemenea cazuri chirurgicale. Da? Coronarele noastre sunt testate la maxim, dar mă rog, deci nu, se operează orice caz de cataractă. Deci am înțeles oarecum că e o boală a vârstei a treia. Da, dar așa. Există și cataracte care pot să apară de la un traumatism sau cataracte metabolice care apar la vârste mai timpurii. Dar această cataractă care vine odată cu înaintarea în vârstă, putem printr-o consultație, eu știu, nu la 60, dar pe la 45-50 de ani, să vedem dacă ochiul nostru este predispus spre așa ceva? Nu putem depista asta. La 40 de ani, 45, sunt cazuri de cataractă care le depistăm și la 45 de ani, dar putem spune dacă ai sau nu ai cataractă. În momentul în care începe deci să se dezvolte... Deci nu dă semne, se instalează pur și simplu. Da, se instalează pur și simplu, sau v-am zis, să zicem, se modifică dioptriile sau observ la consult o pierdere a transparenței cristaliniene. Deci atât, dar doar atunci poți să pui un diagnostic de cataractă. Că acea persoană va fi predispusă sau nu, ideea e cu cât avem șansa să trăim mai mulți ani, cu atât avem șansa și să facem cataractă și să trăim frumos și sănătos, nu să trăim oricum, că așa să trăim să ne chinuim noi. Și să trăim să vedem, că dacă nu vezi, e foarte greu să te descurci. Cum se tratează cataracta?
Știu că erau sunt două modalități, modalitatea veche și modalitatea nouă. Singurul tratament al cataractei este operația. Mai vin unii pacienți și ne întreabă, dar nu-mi dați niște ochelari, dar nu-mi dați niște picături? Nu, nu vă putem da ochelari pentru că acel ochelar nu te ajută decât foarte puțin sau peste o lună nu te mai ajută deloc și-l arunci la gunoi. Și picăturile nu rezolvă nimic. Într-adevăr, sunt pe piață niște picături care, spun producătorii, ar mai încetini progresia cataractei, dar din ce am observat noi, cursul este același cu sau fără acele picături și, din contra, fac operația un pic mai dificilă. Utilizând crește acele agonia, picături. Totuși, nu, crește agonia, mă gândesc. Nu crește ajută. Agonia, ele au un conservant, toate aceste picături și puse pe termen lung, influențează negativ, afectează negativ cornea. Deci, ideea e că singurul tratament rămâne operația. Operația este o operație ușoară pentru pacient, ușoară pentru doctor, nu e atât de ușoară. Ușoară pentru pacient înseamnă că nu presupune riscuri. Sau în ce sens? Nu, riscuri supune operația, dar tehnologia la care s-a ajuns astăzi permite ca aceste riscuri să fie extrem de mici. E ușoară pentru el prin prisma faptului că nu este adormit, nu este anestezie generală, este o anestezie topică, doar cu picături, deci ochiul este amorțit, el simte că se lucrează, dar nu îl doare. Deci este un confort, un disconfort minim pentru el. Acum câțiva ani se realiza această operație făcând o injecție cu anestezic lângă ochi. Actualmente, prin anestezicile puternice care au apărut, am eliminat și această injecție. Deci, practic, pentru ei este foarte ușor de suportat operația. Operația durează, să zicem, maxim 20 de minute, după care se ridică, mai stau jumătate de oră și pleacă acasă. Deci, și o intervenție... Postoperator au depus niște picături și se prezintă a doua zi la control, urmând ca un timp de deci câteva nu săptămâni. Pansament, nu, nu pansamentul ține până a doua zi, iar din a doua zi vor pune niște picături timp de o lună jumătate în ochi. Deci, practic, nu e atât de greu de suportat pentru ei operația asta și, încă o dată spun, făcută la timp, merge foarte ușor și pentru ei și pentru noi această intervenție chirurgicală. Că vorbeam de riscuri și trebuie să le punctăm și pe acestea, ce se poate întâmpla, chiar dacă sunt minime, riscurile unei operații. Există riscuri. Dacă cataracta este prea veche, cristalinul în mod normal este susținut în ochi prin niște mușchi care își pierd consistența, nu mai poți fixa cristalinul pe locul în care stă în mod natural în ochi, trebuie să anumite tipuri speciale de cristalin, presupune un timp de lucru mai îndelungat în acel ochi și toată aparatura cu care noi lucrăm degajează o căldură care inflamează ochiul, pot să apară creșteri presionale, se poate întâmpla să se producă o dezlipire de retină, deci, dar riscurile astea sunt cu atât mai mari, cu atât mai frecvente la pacienții care vin într-un stadiu tardiv sau care au diferite afecțiuni, boli generale asociate. Acum, când m-ați întrebat de două tehnici, deci cataracta se operează într-un singur, adică singurul tratament rămâne operație, iar operația se poate desfășura în două moduri. Uh-huh. Până acum 2 ani exista tehnica clasică de a opera cataracta, se cheamă prin facoemulsificare. Se creează niște incizii în ochi cu ajutorul unor instrumente, unor bisturie, pătrundem în cristalin cu niște instrumente foarte fine, ca un vârf de ac, așa să zic, se creează un orificiu în cristalin, cu acel instrument reușim să fragmentăm cristalinul, să-l împărțim în bucăți și apoi, cu un aparat numit facoemulsificator, efectiv sugem acele bucăți de cristalin din ochi, iar la sfârșit implantăm implantul de cristalin artificial. Deci cristalinul artificial care înlocuiește cristalinul natural, care a fost opacifiat. Fără cristalin artificial, pacientul nu are cum să vadă ulterior. Iar acum, de 2 ani, a apărut pe plan mondial și ne bucurăm că și în România, o tehnologie laser. Laserul ce este? O rază de lumină care ea creează incizii în ochi, deci eu nu mai trebuie să intru cu instrumentele în ochi. Această rază de lumină ajunge la cristalin, creează un orificiu central, circular, perfect centrat. Prin acel orificiu, laserul fragmentează ca o... Există diferite modele de fragmentare, nu intrăm în amănunte, dacă ideea este împărțit ca feliile de pizza în bucăți și apoi intrăm cu... Deci urmează partea
a doua operație, în care intrăm cu facul emulsificatorul, sugem acele bucăți și introducem cristalinul artificial. Iar vă dați seama, este, laserul este controlat de un calculator și deja este precizia calculatorului. Noi personalizăm fiecare operație prin, cu ajutorul acestui laser în funcție de parametrii respective ai ochiului pacientului, dar precizia este cea a calculatorului. Deja nu mai este factorul uman care să intervină, eroarea umană. Desigur, când operez mii de cazuri, și mâna merge, să zic, asemănător laserului, dar este o tehnologie nouă, ăsta va fi viitorul. Noi ne bucurăm că am fost primii trei medici, ne-am numărat a fi una din cele trei clinici, primele trei clinici care au achiziționat acest laser în România în 2013, cred. Este o tehnologie foarte scumpă pentru România, nu decontează casa de asigurări. Kitul, deci intervenția este scumpă. Da, kitul respectiv care este folosit pentru a funcționa laserul este foarte scump și puțin pacienți își permit a se opera prin această tehnică. Deci noi avem zilnic o parte din pacienți care se operează cu tehnologia laser, o parte care se operează prin tehnologia clasică. V-am zis de ce, costurile sunt foarte mari, dar ăsta va fi viitorul. Probabil peste 10-15 ani în România se va opera numai cu laserul și peste tot de altfel în lume. E, și probabil dacă și casa de asigurări va introduce această procedură în, spre decontare, ar fi altceva. Bun, deci, într-adevăr, sună complicat, de asta a zis, ușor pentru pacienți, greu pentru medic. Deci nu este o operație simplă pentru medic, dar este o operație frecventă, cred că cea mai frecventă care, pe care o efectuăm, și atunci făcută în mod frecvent și performanțele ajung foarte sus. Bun. Cataracta se poate întoarce? Nu. Cristalinul artificial este, noi încercăm în operație să păstrăm un suport natural pe care stă cristalinul și atunci încercăm să așezăm în timpul operației cristalinul pe acest suport natural. Câteodată îl putem păstra, câteodată nu îl putem păstra, și când se păstrează, atunci el în timp se poate opacifia, niște celule din interiorul ochiului proliferează și se așează ca fulgi de zăpadă pe, acest, pe această membrană. Cu ajutorul unui alt aparat laser, e o procedură în ambulatoriu, în cabinet, se creează un orificiu în această membrană și, practic, pacientul redobândește vederea care a avut-o imediat după operație. Deci nu este incorrect termenul de cataractă secundară. Nu mai există. Odată operată cataractă, nu se mai reface. Colegul meu îmi face semn că nu mai avem mai mult de 5-6 minute. Așa. Timpul că s-a scurs de repede, da. Repede, dar așa că o să dozăm subiectele astfel încât să le punctăm pe toate. Câteva cuvinte despre pacienții cu diabet și problemele lor cu ochii. Așa, pe scurt, în principiu, orice pacient diabetic trebuie să-și verifice ochii. Din momentul în care a fost diagnosticat cu diabet, trebuie să-și verifice ochii. De ce? Pentru că diabetul afectează ochii în mai multe feluri. Afectează, în primul rând, fundul de ochi, retina, dă cataractă, poate afecta nervul optic și apare, zicem noi, o neuropatie optică. Astea ar fi afecțiunile cele mai frecvente. Cataracta, ok, dacă o face, se rezolvă, o operăm și rezolvăm problema. Cealaltă problemă e mai delicată, afectarea retinei. Retina este afectată în două moduri în diabet, într-un prim stadiu în care apar tot felul de hemoragii la nivelul fundului de ochi, modificări vasculare și în principiu în această fază noi doar urmărim, și faza a doua în care apar niște vase retiniene anormale care cresc pe suprafața retinei și ajung să o distrugă. Și atunci aceste vase trebuie arse la timp, pentru că altfel diabetul, mai ales atunci când este incorrect tratat sau necontrolat, chiar dacă pacientul are grijă, merge la doctor, dar câteodată nu poți efectiv controla valorile glicemiei, variațiile glicemiei pot determina progresia bolii extrem de rapid la ochi și pacientul să ajungă nevăzător. Deci cred că o să facem o emisiune cu un subiect diabetul. Deci este o mare problemă, fiecare diabetic trebuie să vină la control la ochi, periodic. Se va deschide în curând și la dumneavoastră aici la clinică blocul operator. Ce presupune asta? Ce vom opera noi aici? Exact. În primul rând vom opera cataractele. Vom face deci tehnologia laser va veni și la Piatra Neamț. Da, da. Vom opera diferite afecțiuni retiniene, vom opera diferite forme de strabism,
Deci, în general, vom opera multe, să zic, chirurgia refractivă. Chirurgia refractivă ce înseamnă? Corecția vicilor de refracție la tineri între 20 și 40 de ani, cei doritori să nu mai poarte ochelari. Această chirurgie refractivă implică utilizarea altui laser, se numește laser Excimer, care, din păcate, iarăși, este foarte scump și l-avem numai la Bacău și, deocamdată, operațiile de acest gen le vom face în continuare la Bacău. Deocamdată, că da. Oricum... Vedem ce ne rezervă viitorul. Deci, practic, cei care au conservă ochelarul un, nu știu, greu de purtat, mă număr printre, putem să apelăm cu încredere la și să scăpăm de dioptrii. Da. Există vreun proces secundar? După această intervenție chirurgicală? Există, sigur, niște riscuri ale operației, dar, iarăși, tehnologia la care s-a ajuns face ca aceste riscuri să fie 1 la 100.000 de pacienți, dar sigur că se pot întâmpla. Ce ar mai fi? Există un posibil efect de regresie care este menționat în realitate, dar, la fel, cu tehnologia din ce în ce mai avansată a laserilor, în general, această dioptrie nu se mai reface. Și ai o independență, ai o libertate când ți-o dorești mai mult, între 20 și 40 de ani. După 40 apar deja alte probleme, numim noi presbiopie, adică avem nevoie la aproape să vedem doar cu ajutorul, avem nevoie de un ochelar, nu mai putem vedea cu ochiul liber și atunci această operație nu se justifică decât între 20 și 40 de ani. Am înțeles. Și pe ultima parte a emisiunii am să vă rog să ne adresați nouă celor din Piatra Neamț câteva cuvinte și posibilor dumneavoastră pacienți de aici de la Clinica Gauss. Eu le doresc să aibă încredere în serviciile noastre, să se adreseze cu încredere clinicii și echipei noastre, să știe că sunt pe mâini bune, să știe că am investit foarte mult efort și foarte multă muncă în acești ani de când ne desfășurăm activitatea și eu zic că am ajuns la niște performanțe foarte mari într-un timp relativ scurt. Și încă o dată subliniez să se prezinte la un control profilactic atunci când trebuie, că multe lucruri pot fi rezolvate numai dacă se prezintă la timp pacientul. Bun. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați găzduit aici la Clinica Gauss din Piatra Neamț și vă doresc mult succes în activitate, ce să zic, la cât mai mulți pacienți și la cât mai multe cazuri rezolvate. Mulțumim mult! A fost alături de noi doamna doctor Oana Chelaru Postolache, medic primar oftalmolog la Clinica Gauss din Piatra Neamț. Adresați-vă, așa cum a zis și doamna doctor, cu încredere, așa vă spun și eu că am trecut și ca pacient prin mâinile dânsei și am fost extraordinar de mulțumită. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!